CSU Craiova rămâne neînvinsă și după derbiul cu Petrolul 2-1 și ajunge la 16 meciuri consecutive fără înfrângere în Liga 1. Oltenii au reușit să deschidă rapid scorul prin Ion Orocea, care l-a învins pe Pesania cu o lovitură de cap din 6 metri. Avantajul a fost menținut până în startul reprizei secunde, când Mareș abia intrat l-a lansat pe Astafei în careul advers, iar vârful lupilor l-a executat pe Bălgrădean cu un șut la colțul lung. Doar 3 minute a durat însă egalitatea, în Ion Orocea fiind faultat de Ipsa în careu. Fundașul Petrolului a văzut însă numai un galben, deși ar fi trebuit eliminat. Brandan a transformat fără emoții, readucând-o pe CSU în avantaj. Gazdele puteau reveni din nou pe tabelă în minutul 78, când Izvoranu a comis hands în propriul careu, însă Teixeira a bătut slab penaltiul. Rușinos! Asta a fost caracterizarea jocului Petrolului de însuși antrenorul Mircea Rednic. În ciuda gesturilor de bălăceancă ale antrenorului Sorin Cârțu, din final, oltenii au câștigat meritat punctele la Ploiești. Pentru Lupi urmează duminică meciul de la Cluj contra celor de la CFR, iar cea mai bună mobilizare poate veni din interior și chiar de la ei.